Conferința Rugăciune pentru Israel, desfășurată recent la București, a adus împreună închinarea înaintea lui Dumnezeu, rugăciunea pentru Țara Sfântă și informații din domeniul legislativ. Evenimentul a ajuns la cea de-a 14-a ediție, a avut ca temă Israel și națiunile și a fost găzduit de Biserica Râul Vieții din București. Conferința a avut un caracter profetic de înțelegerea momentului spiritual în care ne aflăm. Pentru noi a fost o adevărată celebrare în duhul această conferință, pentru că am avut oameni foarte puternici în spiritual, care nu doar văd vremuri și soroace, dar știu și ce trebuie să facă Israelul, căpetenile, ca fiii lui Isahar. Nu a fost doar despre Israel. Nu a fost doar despre națiuni, a fost o revelație a inimii Tatălui într-o vreme ca aceasta. A fost dorința Tatălui de a lua credinciosul și de a păși în ritmul pașilor lui. Pe parcursul celor două zile ale evenimentului au fost rostite rugăciuni pentru Israel, pentru România, pentru ridicarea mijlocitorilor și proclamații de credință ancorate în cuvântul lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat, am susținut calendarul lui Dumnezeu cu rugăciune, credem că s-au transformat multe lucruri în spiritual, credem că pentru România a fost un mare câștig, mai ales acest om al lui Dumnezeu, Rick Ridings, care nu doar susține o cauză israeliană, ci susține și celelalte popoare și rolul lor în planul lui Dumnezeu, rolul lor biblic, și sigur că ne-a plăcut cel mai mult ce a spus despre România. There's a call in Romania to help protect Europe and to help Europe to come back to its godly roots of the Bible and to worship the Lord God of the Bible, who is the God of Israel, the God of Abraham, Isaac and Jacob, through his son, our Lord Jesus Christ, to worship and call all of Europe back to its roots, its foundations that were so good and that produced such so much great architecture and art and music and so many things. And we've seen that in Romania. Invitații au subliniat faptul că situația actuală a statului Israel poate fi privită din trei perspective, în plan natural, spiritual și juridic. We're supportive of the state of Israel. We want to defend the position of the state of Israel against all accusations, and we use the arguments derived from international law. But many of us are also believers, Christians. We have contacts with the Jewish community, and we are supportive of the state of Israel. But our message is that there are good arguments in international law to defend Israel. Unfortunately, in this world, the many states and actors against Israel, and our purpose is to educate, to do research, and to have contacts with politicians, governments, to provide them with arguments to support the state of Israel. The joy of the Lord is the strength of Romania. The joy of the Lord will break all of the depression over this land and give this place a new life, a new like a resurrection of his life in this land. And it's the enemy that comes to kill, steal and destroy. And so because Romania has such a calling on their lives, the enemy has tried to take a lot from Romania, but the Lord will restore and make Romania strong and like a mighty oak tree and planted by the living waters, and to bring much glory to God because of what God will do in this land, and also to cause Romania to be a light to the other nations around this land, and to turn back the battle at the gate and all the things God spoke during this conference. I believe he will do that. Participanții au perceput evenimentul ca pe unul de avangardă pentru alinierea României la voia lui Dumnezeu. M-am bucurat foarte mult de faptul că prin cuvântul profetic România va împinge planurile celui întuneric, a întunericului la porți, adică va respinge.
Este foarte bine să te rogi pentru țara ta, este foarte bine să te rogi pentru familia ta, este foarte bine să te rogi pentru orașul în care locuiești. Dar trebuie să nu uităm că este un singur oraș pentru care în Scriptură ne este poruncit să ne rugăm și acesta este Ierusalimul. Cred că într-o vreme ca aceasta e foarte important să stăm pentru Israel. Noi, ca și copii al lui Dumnezeu, este important să mijlocim și să facem ceva practic pentru poporul ales, în funcție de cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu pe fiecare. Domnul ne ia în serios și toate rugăciunile care s-au rostit aici, Dumnezeu le-a scris în cartea lui de aducere aminte și se vor împlini. Vom vedea la știri lucrurile pentru care ne-am rugat aici. Prin tot ceea ce Dumnezeu a orchestrat în această conferință, rugăciuni, proclamații, cuvânt, închinare, toate acestea au grăbit efectiv venirea Domnului. Mi-a plăcut în special domnul profesor de la Haga și cum a prezentat adevărurile foarte profunde legate de dreptul pe care Israel îl are asupra teritoriului, chiar dreptul legal pe care îl are, nu doar biblic și istoric, pentru că mai ales în perioada aceasta foarte mult suntem bombardați de complet alte informații și de multe ori eronate și a fost foarte bine să auzim din gura unui om al legii, cum ar veni, adevărul. La eveniment au participat și membrii comunității mesianice Beit Hasdo din București. A 14-a ediție a întâlnirii Rugăciune pentru Israel a fost organizată de Biserica Râul Vieții din București în parteneriat cu Alfa Omega TV. Alfa Omega.